Doamnelor și domnilor, suntem foarte onorați, atât eu cât și Filarmonica George Enescu, să găzduim evenimentul excepțional de astăzi, debutul seriei noi de conferințe la Ateneul Român, sub auspicii atât de faste, având ca prim invitat de onoare o personalitate cu totul remarcabilă a literaturii și culturii mondiale, scriitoarea germană Herta Müller, născută în Banatul Românesc, laureata Premiului Nobel pentru literatură pe anul 2009. Îi exprim întreaga mea gratitudine pentru bunăvoința de a fi acceptat să fie astăzi aici. Expresia cunoștinței și prețuirii noastre se îndreaptă totodată și spre domnul Gabriel Liceanu, cu autorul esențial al acestei prime conferințe dialog. Eu am avut câteva cuvinte despre proiectul propriu-zis. De ce era nevoie de această inițiativă astăzi, într-o lume bântuită de angoase, aflată sub dictatura imediat în niciua confuzie de valori? E bine, noi credem că tocmai într-un asemenea context, nevoia de modele ziditoare devine imperativă. De aceea vrem să oferim un spațiu, o destinație pentru toți aceia care aspiră către un exercițiu intelectual de înalt rafinament, profesat public de o elită autentică, omologată. Vrem să propunem și să impunem eleganța aristocratică a discursului și a atitudinii, scara axiologică recunoscută, temele majore. Credem că în România, în realitatea pe care o constatăm, un astfel de problem este o necesitate. Și acum puțină istorie. Primul eveniment cultural în această sală, consumat în toamna anului 1888, a fost tot o conferință. Conferențiar Alexandru Podobescu, scriitor, istoric, academician. De atunci până la instalarea regimului comunist care a suprimat această tribună, poporul Ateneului a conferențiat toate marile personalități științifice și culturale. De la Vrancea, profesorul Mehidinț, Bărban, Gheorghe Prăteanu, Iorga Babeș, doctorul Babeș, doctorul Gheorghe Marinescu, fizicianul Dragomir Cornuzescu. Și alții. Dar au fost prezente și personalități române care au trecut prin București și Arudin, Moran, Andrei Moran, cu o tradiție extrem de onorantă care se cerea resuscitată. După 6 decenii, reluăm astăzi, cu o participare strălucită, scriitoarea Herta Müller, într-un format nou, mai dinamic și mai participativ, spunem noi, această serie nouă de conferințe. Programul care nu credem să depășească o oră și 45 de minute, cuprinde următoarea succesiune de momente. Salutul excelenței sale, domnul Andreas von Martinheim, ambasadorul germanii la București, ca un preambul muzical, surpriza muzicală, sper că încă mai este surpriză, oferită de Filarmonică și Humanitas, doamnei Herta Müller, va citi doamna Herta Müller câteva pagini din scrierile sale, lectura în limba germană, traducerea o aveți în caietul sale. Și, evident, urmează momentul esențial pentru care, de fapt, suntem astăzi aici, dialogul doamnei Herta Müller cu Gabriel Liceanu. Închei, renoi mulțumirile tuturor, deci și ale dumneavoastră, adresate doamnei Herta Müller, a cărei prezență a mobilat în momentul din această seară, împreună cu admirația și prețuirea pentru scriitorul remarcabil care este, dar și pentru curajul și tenacitatea cu care recuperează o memorie care s-a vrea uitată. Tragedia istorică, între alte uriașe tragedii ale secolului 20, a conaționalilor săi. Mulțumiri și recunoștință coorganizatorilor, Goethe Institut și Humanitas Fiction, doar o nominalizare, poeta și editoarea premiilor în România, Deniza Comănescu, dar și colegilor din Filarmonică
și tuturor acelora care au făcut posibil evenimentul de astăzi. Tuturor, mulțumim! Und jetzt lade ich seine Exzellenz, den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Andreas von Mattenheim, das Wort zu ergreifen. In Deutschland und in Rumänien kommt immer erst der Botschafter und danach die Musik. Stimate domnule director Dimitriu, stimate doamna Müller, stimate domnule Liceanu, stimate domnule ministru, doamnelor și domnilor. În Germania și în România muzica urmează întotdeauna ambasadorului din Germania. Herzlich willkommen, Frau Müller, in Bukarest. Es ist schön, dass diese Veranstaltung endlich zustande gekommen ist. Daran mitgewirkt haben, es ist hier schon erwähnt worden, der Humanitas Verlag, dem ich heute hier auch zu seinem 20. Geburtstag gratulieren darf, und das Goethe-Institut. Ihnen, Frau Müller, aber auch den beiden Institutionen sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. Vielen Dank, Frau Müller, la București. Este bucurător că această manifestare a putut fi în sfârșit realizată. Au contribuit la aceasta, așa cum a fost menționat anterior, editura Humanitas, pe care doresc astăzi aici să o felicit cu prilejul celei de-a 20-a aniversări și Institutul Goethe. Dumneavoastră, doamnă Müller, în primul rând, dar și celor două instituții, doresc să le mulțumesc cordial cu această ocazie. Eine Auseinandersetzung mit dem literarischen Oeuvre, das mich tief beeindruckt, ist nicht meine Aufgabe. Lassen Sie mich nur so viel sagen, kaum jemand ist es gelungen, eindringlicher und beklemmender den Zugriff eines verbrecherischen Staates und seines Geheimdienstes auf das Leben seiner Bürger zu beschreiben als Ihnen. Wer das gelesen hat, den muss es, und das gilt beileibe nicht nur für Rumänien, schockieren, dass es noch viel zu viele Menschen gibt, die totalitären Regimen nachtrauen. Nu este de competența mea să fac o analiză a operei dumneavoastră literare care mă impresionează profund. Permiteți-mi să spun doar atât. Aproape nimeni nu a reușit, ca dumneavoastră, să descrie mai înfricoșător și mai angoasant imixiunea unui stat criminal și a serviciului său secret în viața cetățenilor săi. Cine a citit această proză trebuie să fie șocat și nu este nici de cum valabil doar pentru România, că mai există încă mult prea mulți oameni nostalgici ai regimurilor totalitare. Sie haben der Feststellung, dass der Nobelpreis ein politischer Preis ist, kein Problem. Im Gegenteil, Sie verstehen die Auszeichnung ja gerade als eine kraftvolle Unterstützung und Ermahnung, alle Anstrengungen zu unternehmen, um in Osteuropa auf allen gesellschaftlichen Ebenen endgültig mit der kommunistischen Vergangenheit zu brechen. Nu aveți nicio problemă cu constatarea că premiul Nobel este și un premiu politic. Din contră, dumneavoastră percepeți această distinție tocmai ca pe un sprijin figuros al avertismentului dumneavoastră de a întreprinde toate eforturile pentru a încheia definitiv în Europa de Est în toate planurile sociale, cu trecutul comunist. Als Rumänien in der großen europäischen Familie Wiederaufnahme erfunden hat, eine richtige und notwendige Entscheidung, bedeutete dies tiefgreifende Veränderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Von herausragender Bedeutung für die Überwindung der alten Herrschaftsformen sind dabei die Reformen, die ein unparteiisches, unabhängiges
und effizientes Justiz- und Verwaltungssystem zum Ziel haben. Când România a fost din nou primită în marea familie europeană, o decizie corectă și necesară, aceasta a însemnat schimbări profunde în toate domeniile sociale. În acest sens, de o importanță primordială pentru depășirea formelor vechi de guvernare, sunt reformele care au ca scop un sistem juridic și administrativ imparțial, independent și eficient. Auch wenn diese Aufgabe zum großen Teil nur von innen heraus und aus eigener Kraft zu bewältigen ist, weil sie beispielsweise mit dem Selbstverständnis der Justiz und ihrer mentalen Bereitschaft zu tun hat, Änderungen zu akzeptieren, so ist sie auch eine Aufgabe für die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die die Fortschritte verfolgen und Rumänien in geeigneter Weise unterstützen können.